Science, o companie japoneză de tehnologie specializată în inovații pentru băi și bucătării, a dezvăluit recent planurile de a produce în masă o mașină de spălat oameni. Credeți sau nu, conceptul unei mașini de spălat oameni nu este nou. La Expo Osaka din 1970, gigantul japonez de electronice Sanyo Electric a prezentat baia cu ultrasunete, o mașină care curăța, masa și usca un om într-un ciclu complet automatizat de 15 minute. Conceptul nu a fost transformat într-un produs comercial, dar acum o altă companie japoneză de tehnologie vrea să încerce acest lucru, promițând să livreze până în 2025 o variantă modernă a mașinii de spălat oameni. Compania Science a anunțat că plănuiește să creeze propria versiune a mașinii de spălat oameni. Proiectul Usoyaro, numele sub care este dezvoltat dispozitivul, beneficiază de cea mai recentă tehnologie cu bule de aer, precum și de o varietate de senzori de monitorizare și un sistem de inteligență artificială pentru o spălare complexă. Reprezentanții Science au declarat că scopul proiectului Usoyaro nu este doar acela de a curăța temeinic corpul utilizatorului, ci și de a oferi un spațiu în care să te poți relaxa ascultând o muzică liniștitoare și urmărind imagini afișate pe un ecran rezistent la apă montat în interiorul aparatului. Senzorii din interiorul mașinii de spălat oameni vor măsura starea nervilor simpatici și parasimpatici, iar inteligența artificială incorporată va folosi datele colectate pentru a crea cea mai confortabilă atmosferă cu putință. Science se așteaptă ca proiectul Usoyaro să aibă până în 2024 o mașină de spălat oameni funcțională, pe care să o prezinte apoi la Expo Osaka 2025. Relatează incredibilia.ro.